Salut! Sunt Robert și în filmul ăsta o să vreau să vă povestesc câte ceva despre măștile astea de protecție anti-COVID, de protecție la COVID. Da? Și o să mă refer la alea de unică folosință. Alea albastru cu alb pe care le folosește mare majoritatea oamenilor, pe care le folosesc mare majoritatea oamenilor. Și sunt niște chestii care nu bat, care nu prea dau cap în cap, nu prea dau ok, adică se cam bat cap în cap niște chestii care au fost spuse în anii trecuți cu niște chestii care spuse de acum și asta vreau să vă spun și vouă, că eu le-am remarcat și vreau să vi le spun ca să înțelegeți și voi cam cum stă treaba și de ce lucrurile se întâmplă așa și... Pentru că sunt niște chestii care nu au explicație și nu au explicație logică, da? Rămâneți cu mine până la final ca să vedeți despre ce e vorba și o să înțelegeți că e cam o prosteală pe față, adică ăștia care sunt anti-măști au niște chestii în spate, adică sunt niște chestii care sunt destul de logice. Hai să vă spun prima chestie, că-s două, nu sunt multe. Dar prima chestiune. Știu dacă vă mai aduceți aminte, dacă nu vă aduceți aminte, căutați pe internet că sigur există chestia asta. Acum un an sau doi, în sezonul gripal, ni se spunea următoarele. Păi purtați mască că e ok, că vă ferește de virus și aveți șanse mult mai mici să luați virusul. Era vorba de virusul gripal, atenție, nu de COVID. Da? Și masca se poartă în felul următor. Dacă vrei să nu iei virusul, o porți cu partea albastră către exterior. Da? Deci asta împiedică virusul să intre, dacă o porți cu partea albastră către exterior. Dacă vrei să nu dai virusul, o porți cu partea albastră către interior, deci cu partea albă către exterior. Da? Deci, cu alte cuvinte, nu-i permite, partea albastră este cea care, asociind, pentru că nu e partea albastră, de fapt sunt niște straturi acolo care sunt puse într-un anume fel, care împiedică virusul să intre. Da? Sau să treacă. Deci, pentru că dacă tu pui cu partea albastră către interior, înseamnă că virusul nu poate să treacă prin, sau rata de trecere e foarte mică, că de fapt asta probabil că este. Da? Dar asta înseamnă că prin partea albă poate să intre virusul. Da? Bun, deci dacă noi toți acum o purtăm cu partea albastră către exterior, înseamnă că nu luăm virusul, dar virusul de fapt poate să treacă de la cei care sunt infectați, pentru că ei de fapt ar trebui să poarte masca cu partea albă către exterior, conform la ceea ce ni se spunea nouă în urmă cu unul sau doi ani. Acum nu se mai spune treaba asta. Deci tu dacă ești infectat, ținând cont că n-ai niciun fel de problemă dacă iei virusul respectiv, pentru că oricum îl ai, tu ar trebui să nu mai dai virusul, deci ar trebui să poți masca cu partea albastră către interior. Nimeni nu mai spune treaba asta acum și nu știu cât de reală este, pentru că atunci ni se spune, acum nu ni se mai spune. Acum ni se spune, purtați masca cu partea albastră către exterior și aveți grijă să fie tan și să fie etc. și etc. Da? Deci nu se mai spune treaba asta. Deci cei care au virusul în principiu, datorită faptului că poartă masca cu partea albă către interior, ei pot să dea virusul fără niciun fel de probleme. Deci ei ar trebui să poarte cu partea albastră către interior, dacă ar fi să ne luăm după ce ni se spunea acum 2 ani. Un an sau doi, nu mai știu exact când. Iar acum nu mi se mai spune asta. E așa sau nu e așa? Adică cum e? Cum e bine? Adică masca filtrează pe ambele părți la fel? Sau pe una mai mult și una mai puțin, ca așa cum ni se spunea acum 2 ani? Eu tind să cred că e așa cum ni se spunea acum 2 ani. Nu știu de ce, pentru că atunci nu aveau interes atât de mari să mintă și să spună lucruri care manipulau așa cum au în zilele astea. Da? A doua treabă, care iarăși pare destul de ciudată. Păi până la momentul ăsta avem COVID de 10 luni de zile. Da? Cel puțin în Europa. Da? 11 luni, 12 luni de când îl avem. Când Italia a început undeva prin ianuarie. Și de 14 luni în lume. Păi până la momentul ăsta n-a făcut nicio firmă, niciun fel de studiu să vadă dacă masca asta chiar ajută sau nu. Adică să facă niște chestii de laborator în două incinte separate, într-o incintă e COVID, într-una nu e COVID și să vadă dacă schimbul de aer printr-o mască pe care o pui la intersecția celor două incinte, dacă atunci când se trece dintr-o parte într-alta, dintr-o incintă într-alta, trec sau nu virus de COVID. Adică nu e foarte complicat de făcut chestia asta. Dar nu este extrem de complicat de făcut, cel puțin din punctul meu. Nu știu dacă asta este soluția corectă, dar e una dintre soluțiile de a testa masca asta. Să vadă, băi, face sau nu face ceva?
Deci n-a apărut niciun astfel de test, n-a făcut nimeni așa ceva, absolut nimeni, și mi-e foarte greu să cred că eu sunt primul care mă gândesc să fac un astfel de test. Sunt absolut convins că s-au mai gândit și alții. Dar probabil că astfel de inițiative au fost anulate din fașă sau nu au fost luate în calcul chiar de la nivel de idee, adică nici n-au apucat să fie puse în practică, pentru că probabil ar fi relevat niște chestii foarte nașpa, mă gândesc. Adică probabil ar fi relevat faptul că masca asta nu e atât de bună pe cât ni se spune nouă. Eu asta cred, pentru că dacă n-a făcut nimeni studiul ăsta până acum, și de obicei studiile astea se făceau, adică este absolut imposibil ca niște institute de alea mari de cercetare să nu facă un astfel de studiu, să vadă dacă masca asta e utilă la ceva sau nu. Da? Probabil că un astfel de studiu ar fi relevat faptul că nu e utilă și atunci ei ar fi rămas în fundul gol, să zic așa. Adică, bă, ce le mai ieși măsura asta? Dacă masca nu e bună, ce dracule mai ieși să fac? Măcar așa trăiesc cu impresia că e masca asta bună și au o chestie psihică ok, că, vezi, Doamne, ne mai protejează masca aia de ceva și că lucrurile sunt ok dacă purtăm mască. Da? Asta cred eu. Acum, eu v-am prezentat niște lucruri logice și niște lucruri concrete și niște lucruri care, din punctul meu de vedere, au sens. Te aștept și pe tine în comentarii să-ți spui dacă au sens sau nu au sens pentru tine lucrurile astea și dacă ți se pare ok ceea ce am zis eu. Adică lucrurile astea, dacă ție nu ți se par dubioase și dacă ție nu ți se par incorrecte din punctul ăsta de vedere. Mulțumesc, te aștept să dai click pe clopoțel și pe subscribe și te aștept și la următoarele videoclipuri de aici, de pe canal. Mulțumesc, la revedere!